Deci ați făcut studii de limbi străine, preponderent engleză. Stați bine, v-am găsit Ucraina și vecini slavi, toți. Din câte știu, ortodox, și asta e importantă. Importantă religia omului? Iese, păi, bunicii sigur au avut-o mai mult decât acum și undeva și la unii. Nu se poate. Și asta vreau să spun, pasionată de mică de limbi străine, în principal engleză, cu ajutorul părinților, rezultate foarte bune. Nu loc de muncă sau în continuare, rezultate sau lucru cum aș fi dorit, dar de 2-3 ori interpret, de câte mai multe ori traducători, diferite broșuri, alte. Dar rusă, ucraineană n-ați învățat, limbi slave n-ați învățat, stați, da? Stați un moment, stați, am întors. Da, mă rog, când ca interpret de puține ori sau așa, nu bucuria să... De fapt, asta mă gândeam că întâlnesc, adică șansa de a întâlni alți oameni. Acum nici n-am întâlnit prea mulți de origine anglo-americană, așa. Aproape așa să zic, o impresie la prima mână, dar și ce a fost și serviciile în limba engleză, le-am făcut fără prea multă tragere de inimă și acum multe evenimente din ultimul timp regret că imediat după admiterea în facultate, când puteai a doua limbă, prima aleasă rămânea, deci la engleză, a doua să te joci cu mai multe alegeri. Și au fost mai multe, am ales chineza de curiozitate, nu oricând, dar ai șansa să ți se explice așa o mare cultură istorică. Cam atât am rămas cu câteva noțiuni, așa, înțelegeri, ce au ei mai frumos în cultură. Profesorii de minunați au spus mult cu timpul mai ultim. Și printre așa alegeri la care m-am gândit foarte atent și rusa. Și am renunțat când am renunțat, dar și asta deoparte. Tocmai că mai serioasă decât chineza, da, ba. Chineza la, păi, 2, 3, 5 eroglife, eu știu, 15 în examen, scam mai ușor decât cu rusa, are și literatură, are și istorie și îmi trebuiau 24 și nu știu câte timpuri pentru engleză, să fiu foarte bună, să fiu foarte profesionistă, să mă mândresc cu mine și cu patria mea și toți așa. Am terminat, am așa, și când în loc de locul de muncă promis, pentru dacă te străduiești de cele mai bune note, o păcăleală aruncată nu știu unde, așa, mai mult în silă, de atunci tot așa cu oamenii de rând, ne-am început să uit așa sigur mult din ce am învățat. Nici mâncar salamul din București atunci în 85. Și mai greu acolo, eu ajutam, asta a fost mai mult lucru, cu salam de aici, acolo, așa de înțeleaptă. Dar ce ați vrut? Ați sperat să călătoriți, să vedeți lumea? Atunci am vrut, mă rog, să exersez, că era mai mult, îți trebuia exercițiu. N-am avut, n-a venit nimeni așa să-mi ofere vreo șansă deosebită. În schimb, așa, pe nevăzute, colegi sau cunoștințe, nu știu cum m-au săpat, m-au criticat. Câteva locuri de muncă care le-am avut, așa, directorii se directoare plictiseau, prea puține laude, numai vină, numai lipsă, numai... Nu-i fi știu să mă fac nici îndrăgit. Mai de curând am aflat că și acum, de fapt atunci, 2020 și acum, așa, ca directori, sunt mulți din securiști care n-au mai fost după decembrie 1989, când multe țări comuniste, așa, înlănțuite, nu știu ce erau halul ăla înlănțuite, că mai multă sărăcie acum, au depus armele și au luat steagul libertății occidentale.
o fi luat unii care pricep lumea mai mult decât mine și pe lângă limbi străine, șansa și timpul ăla, mai mult oricăți dau gânduri și fapte bune să le meargă. Oricum, regret așa la deci regretați că ați ales chineză și nu rusă, da? Nu, ar fi trebuit, nu. Că mi-am împărțit timpul atunci. Perfecțiune numai pe o linie și engleză. Să nu spui ouăle într-un singur coș. Și ca o regii, dar noi tot blăstare de ale lor pământă. Oricând te poți accidenta, se spar toate, altceva. Dar ce am vrut să zic, asta e, nu timpul de acolo. N-ar fi o greșeală, că n-ar fi trebuit că și foarte, nici ce am făcut, nici engleza departe de perfect. Așa, nivel de bun simț să cunoști cât mai multe și ar fi trebuit de a fi ales engleza, chineza. Nu regret, nici n-am așteptat performanță și o cultură și rusa. Deci și da, alegeți-vă și limbă facultativă. Tot așa oferte câte în Europa. Deci nu că note bune, așa, limbile cele mai căutate. Aici una să zice da tu și alta să face. Și vă doresc succes și să vă gara ajute mai sincer. Mulțumim! Ați venit cei la gara mai să vă întâlniți cu refugiați sau în trecere? Așteptați trecere. De singurătate ce mai important. Am văzut corturile pentru dumneavoastră ajutoare, din vorbă în vorbă. Eu acum în așteptarea primei pensii neplătită de 5 luni, am cerut. Păi de ce nu-i plătită? Încă nu ați terminat forma de fețele? De ce mi se întâmplă aici? Poate mi-o vor plăti luna. Până la pensionare ați lucrat? Da, asistent cercetare, Institutul Astronomic, Academie. Astronomic? Astronomic, dumneavoastră, navete, rusiani. Nu știu dacă mai sunt contacte, institutul acesta cu Rusia. Oricum, multe de făcut, de recuperat. Traduceați materiale științifice din engleză, probabil, da? Sau invers, de ale noastre românești. Dar România face ceva, cercetare astronomică? Are observator în afară de asta, din oraș? A, păi, Academia avea trei observatoare în Institutul Astronomic cu trei ramificații. București, Cluj și Timișoara, afară, cum ai sunt. Da, a avut, din câte știu, nu puține colaborări și Statele Unite, NASA, și chiar și ESA, nu. Eu filolog, ei fizicie, matematică, întâmplător, ajutor filologie la un moment dat și după aia, cu diferite lucruri utile, m-am mai menținut pe acolo. Nici o bucurie, ce-am constatat. Cea mai lăudată directoare, lăudată și cum nu trebuie de un important profesor universitar, e securist. Și ați vrut mai multă bucurie de la activitatea profesională? Greu. Când e sărac, greu să te descurci. Așa, performanțe deosebite tot timpul. Sărac? Păi sărac, dintr-o familie sărac. Nu cam studii superioare, lucrând la stat și tot sărac, ce fel de... Săracă din 1940, când a murit bunicul meu și familia, soția, văd că au căzut în sărăcie și practic nu ne-am mai ridicat. Nici cu studii superioare, nici cu muncă la stat. Că moșteni cel puțin eu foarte mult caracterul bunicului. Să n-audă de comunism, de securiști, de cum era înainte de asta, de schimbarea României din democrația regală, ce a fost după. Nu știu ce fel de democrație. Democrație regală a fost, dictatură regală în perioada interbelică, după aceea dictatura antonesciană, legionari,
o grămadă de chestii nasoale, chiar că a fost de preferat dictatura proletariatului decât dictatura regală și mareșalul. Da, mai rău că acum n-a fost niciodată, că bunica, văduvă și mi se pare rău ce avem acum, democrație, nu, Europa. Lăsați-mă, nu acum ce am eu, nu bunica, că ea e moartă. Nu, ce bunica, văduvă, singură și armata rusă presărată cam peste tot. Nici soldați ruși, nici altă poliție de perioadă n-au deranjat-o cu nimic. Nu știu care țigănie să vrea să mă intimideze, să mă bată și că încep să țip sau altele, nu vine nu știu câte poliții să le ceară, să le vină în ajutor, ce țin de cartierul ăsta, Giulești, Crâncașul. Dar ce aveți în vedere cu țigănie? Sunt oameni răi? Ce țin cartierul ăsta a ajuns să fie popular mai mult de țigani și n-a fost. Cine așa i-a numărat? Că n-am văzut în statistici niciun cartier din București nu e populat majoritar de... Ce să mânt, dar ei nu se declară cum sunt ăștia țigani. Ar trebui un recensământ mai serios. Dovezi că ești român sau altele. Pe ce altă dovadă decât, că s-a născut în România și el și mama și bunicii și străbunicii. E român toată ziua, nu? Cetățean, da, acum e. Și mai ales că nu vor să se declare români, pentru că ce au pățit, au fost deportați, au fost exterminați, nu? Poate și de asta nu vor să se declare. O etnie care, mă rog, anumite caracteristici. Mai jos nicio etnie n-are etniile, caracteristici specifice, indivizii au caracteristici, dar etniile sunt la fel toate. Cu însușiri de bune ale de pe pământ, nu. Și profesorii mei școală. Ce sunt românii cu însușiri bune de pe pământ? Nu, spuneau, dădeau exemple. Țiganii, câtă școală, nu, dar noi... Eu știu țigani, eu știu romi, doctori în știință, foarte deștepți, da, foarte... Și profesorii mei la fel. Și până la un moment dat nu rezistă ispitei să fure, să facă măcar un lucru grav sau să lovească. Și puțin români rezistă ispitei să fure, să facă un lucru grav. Ce asta e etnic? Asta e tentația oricărui om să păcălească pe alții. Nu, dar și românii n-au mai primit. Cât mai multe studiare, cu atât mai mare pagubă poate să facă. Primeau când aveau capete de țară care le dădeau educație cinstită. Când peste în susul s-au început să urce țigani, deci, care n-aveau ce să caute acolo. Dar de ce? Toate funcțiile publice sunt pentru români doar? Mai ales dacă ziceți, dacă sunt mulți romi, nu ar trebui să aibă și romii funcții publice în statul ăsta? Că și ei sunt români, cetățeni, născuți aici, de secole, de milenii. Da, mă rog, CV cu rezultate în școală, ajutor semeni, lucruri de-astea când... Și chiar toată lumea când urcă, sunt pe lângă declarațiile de avere, adică ce au făcut așa, implicare în viață. Unele funcții se dau prin alegere, prin concurs și oamenii aleg nu, da, și după ce li se promite. Adică, vă mulțumesc. Mulțumesc și eu.